Ziua Națională a Gărzii de Mediu a fost sărbătorită la Colegiul Henri Coandă din Bacău. Cu ocazia zilei de 12 martie, conducerea colegiului împreună cu elevii a organizat o activitate ce face parte din proiectul ecologic 7 ani de acasă, sub coordonarea profesorilor de chimie și biologie din școală. Colegiul Henri Coandă din Bacău a vrut ca Ziua Națională a Mediului să nu treacă neobservată. Tocmai din acest motiv, profesorii împreună cu elevii au organizat un proiect destinat mediului înconjurător. În cadrul acestui proiect 7 ani de acasă, două mari activități. Cea de astăzi, eseuri pe teme pe care le-au scris elevii noștri, pe teme care privesc poluarea mediului. Iar când vremea ne va permite, pentru că nu am crezut că va veni din nou iarna, când vremea ne va permite, vom trece la ecologizarea zonei lacului Bacău 2, împreună cu voluntarii de mediu, elevi ai școlii noastre. La eveniment au participat membrii Gărzii de Mediu filiala Bacău în frunte cu Titi Secară, comisar șef, reprezentanții Agenției Regionale de Protecție a Mediului și cei trei sponsori care au premiat cele mai reușite eseuri ale elevilor. Centrul Regional de Ecologie Bacău a avut și el un delegat, Gabriel Grițcu, care a prezentat un material video despre biodiversitatea în zona municipiului Bacău. Invitații Gărzii de Mediu au primit foarte bine inițiativa elevilor și profesorilor de la Colegiul Henri Coandă. Suntem fericiți că astăzi de ziua noastră, comisar Gărzii Naționale de Mediu, să derulăm o activitate interesantă în mijlocul copiilor, a tineretului, viitorul de mâine, urmași, cei care o să ne urmeze pe noi în această activitate. Proiectul 7 ani de acasă, o idee plecată de la împlinirea a 7 ani de activitatea Gărzii Naționale de Mediu, este foarte interesant, este stimulativ pentru copii și îi implică pe aceștia în activității sociale, în primul rând, ceea ce este foarte bine pentru viitorul nostru. Elevii colegiului nu sunt la prima experiență de acest gen. Ei au fost implicați în mai multe proiecte. Elevii noștri sunt copii cu foarte mult entuziasm și care se implică în foarte multe activități de voluntariat de mediu, de voluntariat social. Avem voluntari la FSC, avem voluntari la astfel de ONG-uri de mediu și întotdeauna profesorii de chimie, de biologie și în general tot colectivul de profesori ai acestui liceu am încercat să-i sensibilizăm la problematica mediului, pentru că așa cum îl păstrăm, așa îl vom avea și așa îl vor avea și generațiile viitoare, pentru că noi formăm în primul rând caractere. Și este foarte important să le inducem această grijă, atât față de natură, cât și față de semeni, în egală măsură. Membrii Colegiului Bacăuan vor mai derula un proiect național numit Vânătoarea de Monștri. Scopul acestuia este de a colecta și recicla deșeurile electrice și electronice. Acțiunea se va desfășura în peste 90 de școli din România în perioada 13 martie-15 iunie.